Salutare, oameni buni, eu sunt Daniel și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Euro Truck Simulator. Dacă vă place această serie și vreți să o susțineți în continuare, nu uitați să dați și voi un like, un subscribe, ca să-mi arătați susținerea voastră, bineînțeles, și eu să continui cu această serie. Dar pentru început, vă voi ruga să îmi lăsați în comentarii dacă vreți să încep și o serie de American Truck Simulator. Dacă vreți sau dacă nu vreți, să-mi spuneți, poate unii vreți, poate unii nu vreți, poate vă plictisește și în astea. Și da, bun, hai să începem. Să vedem, o să luăm de aici job market. Trebuie să rezolv problema, ca a spus, adică cu online, nu să mă joc și online. Dar până atunci hai să vedem ce alegem. Una scurtă, pentru că nu prea am timp să filmez. Cea mai scurtă posibilă, asta cât de scurte. Hai, nu știu, chiar așa scurtă, asta, asta, toate sunt așa. Atunci o luăm pe asta, că e mai scumpă. Și da, asta îmi dă mai puțin. Stați că nu știu pe care să o aleg. Hai că aleg pe asta. Start delivering. Așa. Și bun, hai să începem. Ok, așteptăm să se încarce. Hai că se încarcă repede, e bine, perfect. Am ajuns aici, hai să vedem. Mamă, ce transportăm. Pe unde ieșim, că habar n-am pe unde o să ies. Hai să vedem pe aici. Deci, pe aici cred că trebuie să ieșim. Da, pe aici. Mamă, ce lagul ăsta? S-a blocat. Mamă, ce lag am avut. Cum s-a blocat el. Sper să nu mai am laguri din astea. Și hai să pornim la drumul nostru. Mamă. Deci trebuie să o luăm pe aici. Nu știu să semnalizez, așa că să merg direct. Sper să nu mă accidentez. Roșu. La care nu stau. Că n-am de ce să stau. Mamă, minus 350. Mai bine stăteam. Acum pare rău că n-am stat. Dar mai lovesc și camionul. Frumos. Hai mă, mergi. Mergi, mergi. Hai mă, ce te-ai blocat așa? Mamă, ce greu poate să tragă camionul ăsta. Mă, și enervează. Mă, mergi, așa n-am mult timp. Așa. Era blocat acolo, cred că a început parcă acum deodată să meargă mai repede. Băi, e cam vechi camionul ăsta, nu știu. Dar tot așa îmi place mult bordul de sus. Să mă uit în sus, ia în spate. Ah, ba da, o paturi. Credeam că n-are paturi în spate. Bun, hai să vedem. Ai de capul meu, hai că ne oprim, pentru că după aia ne luăm amendă și n-am chef. Dar treacă și el mai repede. Așteptăm. Oameni, ce mă enervează stopurile astea. Stau nenorocite rău de tot. Cât avem? 156 de kilometri. Haide! Așa, se face galben și go! Mamă, să doarme pe el, nu pornește și el odată. Hai, 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 hai. Let's go! Și mă enervează. Nu vreau nici să mai oprească pentru că înaintează greu, accelerează greu, adică trage, pare, nu știu câtă încărcătura, nu știu unde să mă uit, să văd cât de grea e încărcătura. 5 la oră, mă, poate îmi dă amendă că am depășit limita. Cata mai trebuie. Hai, tot să nu depășim chiar așa mult. Ei, și dacă depășim. Așa. Mamă, ce frumos e pe aici. Foarte frumos. 67. Am ieșit din Dresden. Hai că aici e deja 90. O să încerc să nu vreau nicio mașină. Nu, eram sigur că o să vină vreo mașină din partea aceea. Ia mai vin. Vreau să-l întrec pe ăsta, dar nu-și mișcă și el fundul din fața mea.
Am bandă din asta discontinuă. Deci pot să depășesc. Mamă, ce aiurea e dacă... Mamă, nu venea nimeni. De ce m-am oprit? Nu știu. M-a întrebat. Tot încerc să scap de el, dar nu pot. Mai aveam 142 de kilometri. Ia uite, m-a luat ăla. Frumos. Parcă văd că semnalizează că vrea să ia în part... să-l depășească. Mamă, ce greu trage camionul ăsta. Deci... Păi, frate, 64 de kilometri la oră? Hai de capul meu. Hai că-l depășesc, hai că l-am depășit. Da, am depășit când e linie dublă. Putem că l-am depășit. Mamă, cât de greu merge camionul ăsta. Și nu înțeleg cum vin vitezele la camioane. Când aveam 30 la oră, eram deja în viteza 7-a. Foarte ciudat. Hai că începe să, tra să, me tragă, să meargă. Aici vine o curbă urâtă. Ba, nu e urâtă, e... Mamă, ce l-am ratat pe ăla. Bine. Bine rău. Hai că mi-a dat... am avut trecere. Am avut... nu, cum să zicem. Am avut prioritate, așa. Mai avem 115 km. Deci îmi venea să zic mile. Bun. Avem nevoie de benzină? Nu fac niciun stop. Pentru că v-am zis, nici măcar nu stau să o parchez, chiar dacă e ușoară. Am intrat, i-am dat enter și ăla a fost. Pentru că v-am zis, trebuie să plec undeva, mă grăbesc foarte tare. Și sunt stresat de timp și trebuie să filmez și da. Mai avem 104 km. Dă-te-mă de aici! Vai, ce l-am lovit. Asta e. Ce camion frumos are ăla. Hai, mă. Merge tu mai repede. Hai, hai. Hai că poți. Hai că poți. Ah, ai scăzut. Hai că poți. Hai, 90%. 90% tone. 90 km, 89 iar. Asta cred că e viteza maximă. Ia în bord cât arată? 120 viteza maximă. Câte turații avem? În jur, undeva 14.000 de turații avem în secunda aceasta. Nu spune și cât consum am? Ba da, îmi spune acolo, dar nu se vede. Mamă, cum trage camionul ăsta. Mamă, poate mă răsturn aici, poate mă răsturn aici, poate mă... Cât mi-a luat? Pat! Eu nu mai comentez nimic, deci... Mi-a luat 400 de dolari... pentru o lovitură din aia. Având în vedere că... Deci, eu mai mult de 2000 de dolari pe această cursă eu nu iau, sigur 100%. Și a zis, mi-a luat 400 de dolari pentru 1%. Deci dacă avariez mașina asta la maxim, nu știu cât o să-mi ia. Mamă, dar nici... Mamă, înaintează, mai avem 58 de km, hai că mai avem puțin. Deci da, o să fie foarte scurt acest episod. Îmi pare rău pentru voi, dar ce să fac și eu. Teza 11, hai. Hai, trage-o. Mamă, cât de greu merge la deal. Hai, 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 hai. Nu să depășesc pe ăsta. Și oprește, fraiere. Să depășești pe ăsta. Mamă, eu vreau să-l depășesc și vine înainte mai camionul. Hai, hai că pot, 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 hai că pot. Du-te mă de aici, deci mi-am luat la amenzi. Dacă-mi iau 500 de dolari pe cursa asta, sunt cel mai fericit, să-mi bat picioarele. Și am să intitulez acest episod. Mi-am luat la amenzi. De fapt, încă nu m-am gândit cum să-i zic exact. Dar oricum o să aibă legătură cu amenziile. Asta e clar, sigur, 100%. Mi-am luat 3 amenzi. Mi-am luat 2 de 400 și una de 2, 350.
Deci ar veni undeva o grămadă de bani. Aici trebuie să întoarcem. Du-te, mă, de aici! Serios? Păi, frate! Deci, jumătate din cât trebuia... Uite că mi-a din banii mei. Oh, firar. Păi, dacă mi-a din banii mei, înseamnă că cursa asta e goală, adică nu primea niciun ban. Și ne mai avem 20 de kilometri, acolo mi-arată că trebuie să ajung acolo. Deci, da, mai avem foarte puțin. Să văd că se face seara aici. Dar îmi place așa mult să conduc camionul acesta. Ia uite aici. Mare frumusețe. Nu, n-am făcut bine că am dat pe asta, că nu văd. Trebuie... Nu, 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 hai că l-am rezolvat. Nu-mi place așa pentru că nu-mi dau seama cât de... Adică nu simt controlul asupra camionului. Aici vine o curbă urâtă. Mamă, parcă văd... Așa, Leipzig, ma. Nu, 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 nu. Întoarce, 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 te rog eu, întoarce. Mamă, cum am întors la milimetru. Frumos. Și cam întors la milimetru, da. Hai, înaintează. Nu mai parchezi, dau enter, skip, ce mai fi. Deci, da, am terminat să văd cât am câștigat. Am câștigat, a, bă, uite că am câștigat ceva, bonus. Mai avem până la level 2, din păcate. Am câștigat prea puțin experiență pentru că a fost o cursă scurtă. Deci, da, dacă v-a plăcut acest episod și vreți să susțineți în continuare, nu uitați să dați un like, un subscribe. Și încă ceva să lăsați în comentariu, v-am zis, dacă vreți să fac o serie de American Truck Simulator. Până atunci, pa!